În cadrul evenimentului Țiriac Auto Online Expo, noi cei de la Stax avem o premieră, test drive cu Mercedes GLE 450, echipat cu o motorizare de 3 litri, supraalimentată, ce dezvoltă undeva la 367 de cai și face suta în 5,5 secunde. Este în premieră și pentru departamentul de la Țiriac Autorulate, pentru că este un model nou, ce abia a ieșit pe piață și are doar 13.000 de kilometri. Despre preț și dotări vorbim puțin mai târziu, dar până atunci vreau să vă arăt cum se conduce și ce chestii mișto știe să fac. Hai să vedem. Mamă, ia uite-mă, ia mea! Albă, mă! Mie îmi place albul, ține și la curățenie, ține și de soare, nu se încălzește mașina. Începem cu cheia, așa arată, cheia de la noul GLE, care este second hand în cazul nostru, dar, wow, mi s-au aprins niște faruri și am un bot aici de mașină. Hai să și pornim, să vedem, mamă, cât ecran, îți dai seama cât ecran și cu gurile astea de ventilație și butoanele aici, totul la mână și da, trebuie să mă obișnuiesc, wow. Wow, câte butoane! Wow, îmi arată să-mi pun centura. Hai să fac ce zice ea ca să nu ne certăm de la început, că na, măcar începuturile să sunt frumoase, știi? Mamă, și cum fac acum? Bun, gata, frate, am bordul, ceasurile, display-ul, de aici am niște mousepad-uri mici, 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 mai am și aici o chestie cu touch și pot să zic, Doamne, home, du-mă acasă. Du-mă acasă. Uite acasă, am ajuns acasă. Doamne, câtă grafică, cât display, cât volan, câte butoane, peste tot, lumini, geamuri, lemn, sistem de sunet ăsta. Ăsta aici, știi? Să stai tu, să te împrietenești cu el. Poți să trag jaluzeaua asta de soare. Poți să trag și jaluzeaua, pentru că am plafon panoramic cu trapă și cu... Hai să arătăm chestia aia mișto. Cum făceam? Știi cum făceam? Nu știi, nu? Nici eu nu știu. Făceam cumva, Eco Comfort Sport nu e de aici. Trebuie să căutăm modul de... modul off-road. Asta vrem să vă arăt. Și acum începe treaba, fii atent. Îmi place că și scârție, știi? Cum e o să mergi așa în oraș cu 15 km la oră? Haide, tată. Ce facem? Așa mergem noi. Adică dacă nu avem drumuri cu gropi, le creăm. Vreau să vă spun că această mașină se conduce superb. De ce? Pentru că ea virează și cu roțile spate. Virând cu roțile spate, o mașină mare îți dă senzația că este mică și îți oferă plăcerea condusului în locuri înguste, străduțe, tot felul de întortochieri din astea în oraș, unde mașina asta îți dă senzația că efectiv conduce o mașină din clasa mică, cu toate că ea este o mașină mare și spațiul interior este mai mult decât generos. Mașina se conduce acum în funcția Eco sau Comfort. Putem să apelăm și la varianta Sport, unde direcția și răspunsul la accelerație plus suspensia sunt mult mai agile și mult mai atente la ce facem noi. Avem și clapetele pe volan care ne ajută să facem frână de motor dacă avem nevoie pe zăpadă sau în alte condiții de frânare optimă. Frâna asta de motor ne ajută să încetinim mai eficient. Ce să vă spun? Sunetul motorului este superb. Pentru un 6 litri în linie, mașina asta chiar sună frumos. N-am ce să spun, pot să fiu eu cârcotaș, pot să fiu eu ce vreau să fiu, mașina asta chiar sună frumos. Și pe lângă faptul că sună frumos, am uitat să vă spun, ați văzut țopăiala aia pe care am făcut-o la început, țopăiala aia eu consider că este foarte utilă în teren accidentat, nisip cât și zăpadă, poate și anumite zone de noroi unde mașina își face balan singură. Ce am uitat să vă spun este că în acest asistent off-road avem funcția este indisponibilă pentru că nu mă aflu în low range și cu cutia de viteze în punctul N, dar în această funcție puteți să vă ridicați sau să vă lăsați fiecare roată individual sau să lăsați botul mașinii sau să lăsați spatele sau să lăsați stânga sau să lăsați dreapta. Ea are o suspensie, cum îi spunem noi, pneumatică individuală pentru fiecare roată și puteți să reglați toate lucrurile astea atât în teren cât și pe asfalt, bineînțeles. Toate dotările, avem și acest touchpad care ne ajută să ajungem în diverse locuri pentru, prin această mașină și să setăm noi intelligent light system. Să-l bifăm să fie inteligent. Lumina ambientală. Lumina ambientală aici, nu cred că e cineva care nu poate fi satisfăcut de cât de multe culori
putem să alegem în această mașină. De câte multe lucruri poate să facă această mașină. De spațiu de depozitare pentru pahare față, care este mai mult decât generos. Și dacă cumva paharele dumneavoastră joacă, apăsați aici un buton și Mercedes le ține în locul potrivit. Pe lângă asta avem spațiile de depozitare din uși. Avem spații de depozitare aici în cotieră, unde avem iarăși USB porturi și în față și în cotieră. Acest, nu știu cum să-i spun, mouse touch rest pad palm, care ne ajută să ținem mâna aici și să putem să ne obișnim cu acest touch și să lucrăm foarte frumos cu el, foarte ușor. Chiar dacă la început mașina pare complicată și cu multe butoane, că mi-e așa mi se par mașinile astea noi, foarte complicate și cu foarte multe butoane, mașina asta vă garantez că după ce vă obișnuiți cu ea o săptămână, două, hai să zicem trei, aceste lucruri nu vor mai părea atât de complicate pe cât par acum la prima vedere. Este foarte important ca o mașină să fie și intuitivă în momentul în care te urci în ea pentru prima dată. Ăsta e lucru pe care noi îl facem la test drive cu mașinile astea noi sau second hand. Ne urcăm în ele și începem să apăsăm pe butoane în timp ce filmăm alături de voi. Un lucru care este foarte interesant pentru că sunt mașini destul de complicate cu meniuri, submeniuri și așa mai departe. Am văzut la mașini cu valențe sport că butonul ESP este într-un submeniu al unui meniu din setările meniului, ceea ce mi se pare puțin greșit. Butonul ESP îl avem aici. Atâta tot. Un buton și am dezactivat ESP-ul pentru că avem nevoie să-l dezactivăm în teren accidentat, pentru că avem nevoie în anumite situații ca mașina să poată să patineze roțile pentru a ieși din locuri greu accesibile. Nu știu cât de mulți oameni vor merge sau vor cumpăra această mașină pentru a accesa locuri greu accesibile sau, nu știu, drumuri de overlanding sau off-road, dar mașina, sunt ferm convins că poate, oamenii s-au gândit la tot, avem butoanele aici repede, apăsăm, accesăm, butoanele pentru climă le avem și pe ele individualizate aici foarte frumos, cu recircularea un buton, aerul condiționat, restul aerul condiționat atunci când stăm pe loc cu motorul oprit și mașina nu mai funcționează cu compresorul de aer, să ne dea ce a mai rămas pe instalație, are atât de multe lucruri, trapa panoramică care este imensă, este superbă, o putem deschide, se deschide jumătate din ea, putem să tragem această jaluzea, să avem tot cerul deasupra capului, mi se pare senzațional. Da, vă spuneam că acum vă povestesc cum e să stai în aceste scaune cu reglaj electric pe aproape toate direcțiile, putem să reglăm până și tetiera electric. Lungimea șezutului, șezutul în față, în spate, spătarul în față, în spate. Bine, v-aș recomanda ca lucrurile astea să le faceți pe loc și nu în mers. Înainte de a pleca cu mașina, trebuie să reglăm poziția scaunului, oglinzile și volanul, care e reglabil pe înălțime și adâncime. Vă povesteam mai devreme că avem funcțiile de condus din acest buton și că mă bucur foarte tare că GLE-ul ăsta 450 vine cu buton pentru aproape fiecare lucru și nu trebuie să intrăm în meniuri, submeniuțe, meniuțe, tot felul de lucruri pentru a putea să facem ceea ce ne dorim la bord. Pe lângă partea asta de condus și cât de bine ne putem regla scaunele și încălzi și seta noi unde vrem să meargă căldura scaunului, mai mult pe șezut, mai mult pe spătar, mai mult în partea de jos, mai mult în partea de sus, avem și niște lucruri care țin de confort, adică confort scaun. La confort scaun, v-am spus, ne putem regla noi încălzirea. Lumina ambientală, am vorbit că Mercedes GLE ne pune la dispoziție atât de multe culori, undeva la 47, și putem să ne alegem noi de acolo orice culoare, lucru care este extraordinar. Avem un meniu care se numește Energizing Comfort și ne scrie în limba română, ceea ce este un mare plus. Lumina verde albă și o briză răcoroasă și înviorătoare vă duc cu gândul la mare. Deci dacă vrem prospețime, dacă vrem vitalitate, efect revitalizant prin intermediul luminii stimulente și muzicii revigorante. Nu facem asta cu muzica pentru că nu ne permite YouTube-ul sau orice altă platformă în care noi nu avem drepturi de autor pe melodiile pe care Mercedes le folosește, dar avem niște exerciții. Iar exercițiile pentru relaxarea mușchilor și activarea și mărirea atenției, deci mare atenție, pot să activez musculatura și avem 10 minute de activare a mușchilor.
Aici doamna de la Mercedes ne va... Sunt atenți la trafic. Aha. Deci să nu continuăm cu exercițiile dacă traficul necesită o atenție sporită și un... Bun. Este un exercițiu care se referă la umeri. Vom începe acum cu doamna instructoare. Move your right shoulder far back in circles. Ah, am înțeles. Your motion is restricted. Vrei să mă cuțit lumea la mine pe stradă? Keep your hands steady on the steering wheel. Sunt steady mâinile pe steering wheel. Bine, acum trebuie să virez, n-a ce să fac. Iartă-mă. Ok, mai mică sunt. Ah. And smaller. Ți-ai dat seama că sunt... Aha. Subtle the movement, the greater the coordination in the muscles as they move. Da, nu fac eu. Fac, dar trebuie să virez. Fii atent. Hai să începem cu balans. Și că exerciții tot 10 minute. Să nu mai serii de câte 10 minute. Bun, hai să încetăm cu chestia asta, pentru că, bine, sper, îmi doresc să înceteze. A încetat. Putem să ne alegem o parfumare. Aici cred că nu mai vorbește nimeni și simțim frumos. În mașină, nu știu ce parfum au ales băieții ăștia pentru noi, dar se simte bine. Avem partea de navigație în București, care ne oferă un ecran mai mult decât generos și putem să ne alegem destinația atât de simplu, să ne ducem cu cel mai mare confort și grație cu acest GLE 450 în orice loc dorim noi să ajungem din București sau lângă. Aș vrea să vă spun acum în încheiere că această mașină cu doar 8.000 de kilometri, dacă nu mă înșel, cred că ne arată undeva, 8.384 mai exact de kilometri, costă doar 86.900 de euro. Spun doar pentru că mașina nouă a costat 108.402. Da, trag cu ochiul la fișă, pentru că mie îmi stă foarte greu cu cifrele astea în creier și nu le rețin niciodată. De asta am spus doar. Pachetul ăsta în care mașina se eliberează din terenul accidentat costă 12.000 pentru acest GLE. Deci este o mașină aproape nouă, cu un discount considerabil la prietenii noștri de la Țiriac Autorulate. Voiam să vă spun că ei au și 6 dealeri în țară și mai mulți în București. Dacă nu sunteți din București, puteți să apelați foarte ușor la ei și mașina să fie trimisă acolo. Pentru mai multe informații și detalii și pentru mai multe mașini care sunt de vânzare prin intermediul Țiriac Autorulate, puteți să accesați site-ul lor, care este www.țiriacautorulate.ro. Vă mulțumesc, mașina este extraordinară. Asta este o parte de outro, așa, și nu știu dacă ar trebui să o spunem, dar ne-am întâlnit cu omul care a cumpărat GLE-ul făcut de noi review și ne-a spus că este foarte mulțumit, așa că cu siguranță ne vom întâlni și cu următorul proprietar a acestei mașini și cu siguranță și el o să ne spună că n-am împopoțonat, n-am mințit și n-am exagerat cu absolut nimic. Hai să plecăm cu ea. 367 baby de cai. 5500, ca un Subaru Impreza VRX STI. Asta nu mai rău să o spunem, dar trage tare. Frumos, sunetul e...